Din ultimele informații date de agenții rutieri din Vâlcea, se pare că vinovat de producerea accidentului este de fapt șoferul unui Volkswagen, Dan Gheorghe, care a intrat în depășirea Fordului, condus de șoferița Filoftea Ploaie, ce se pregătea să facă viraj la stânga pentru a intra în târg. În urma impactului, Fordul a fost proiectat în două mașini de pe marginea drumului. Șoferul Volkswagenului se afla în stare de ebrietate. Minorii accidentați sunt nepoții șoferiței Fordului, iar aceasta s-a ales și ea cu răni ușoare. Accidentul a avut loc la Ionești, la intersecția DN64 cu DJ677A. Două dintre mașinile ce staționau aveau pasageri. Într-una dintre ele se aflau doi copii pe bancheta din spate, ei fiind preluați imediat de o ambulanță ce trecea întâmplător prin zonă. În altă mașină însă se afla o femeie, care a suferit leziuni, urmând a fi transportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.